România a extras grila A15B2C9, grilă din care iese în evidență B2-ul, un loc nepescuit în timpul calificărilor pentru echipa națională, în timp ce Africa de Sud beneficiază de A7B13C20, primul și ultimul, regăsindu-se în lista celor mai bune 10 locuri de pe lac. Suntem mulțumiți. Practic, suntem mulțumiți și prin prisma faptului că ne bazăm foarte mult pe unitatea de grup și din punctul ăsta de vedere nu avem nicio emoție. Grila era doar o formalitate. O formalitate. Sperăm să la final să iasă foarte bine. Cum stați cu moralul, Cătălin? Foarte bine, din punct de vedere al moralului suntem ok. Grila nu este una dintre cele mai bune, dar noi suntem obișnuiți cu grilele mai proaste un pic. De fiecare dată când am tras o grilă bună și am spus că este bună, Vino și tu lângă noi, vorbește-ne și tu. Vino murdar așa. Prietenii noștri asta vor să vadă oamenii naturali, așa cum sunt ei, nu prefabricați. Bine ai venit, bună dimineața. Spune-mi ce vorbeam și cu Cătălin și cu Mircea, ce părere aveți de grilă? Sunteți cu moralul sus? Foarte sus. Câștigători? Se știe, România, hai România, nu? Da. Mircea, ați analizat și grilele pe care au picat ceilalți competitori sau nu vă interesează decât ce faceți voi? Cel mai mult și cel mai important pentru noi asta este ceea ce facem noi. Sigur, trebuie să te interesezi și de concurență până la urmă. Va trebui să vedem exact cum stau lucrurile, dar astea le vom analiza în continuare și vom vedea. Cel mai important e ceea ce avem noi de făcut. Știm exact ce avem de făcut. Suntem, din punctul ăsta de vedere, băieții sunt extrem de bine pregătiți, extrem de bine motivați. Deci rămâne doar să ne apucăm de treabă. Domnul Martoiu, sunteți din nou pe Corbu. Credeți că de pe acest loc, pe sectorul B, puteți avea un rezultat bun? Încercăm să facem imposibilul. Ne-am mutat cu apă rece, se pare. Grila e cam nasoală și încercăm, nu ne lăsăm. Nada poate și face efectul și s-ar putea să facem o figură frumoasă iarăși. Ce părere aveți despre faptul că acum la început de campionat mondial toate privirile sunt ațintite asupra echipelor românești? Ce să zic, emoțiile sunt mari când vedem că toată lumea e cu ochii pe noi, camere de filmat, aparate, tot felul de tuburi, de chestii, să ne fure stilul, avem emoții, suntem un pic, dar ne revenim. Asta e la început și sperăm să ne revenim, să mergem bine. I must say that in the C sector we are very satisfied with the place. It looks very good. We didn't practice here or anything, but if you only can see where it's situated, I think that it's on a very good place. And in the A sector, it is where we practice is just next door to that. So actually in the A and the B sector we're very satisfied where we are sitting. Pentru România pescuiesc Felix Roman și Ștefan Fâșie în sectorul A, Vali Mărtoiu și Ionel Ghelase în sectorul B și Claudiu Lucaci împreună cu Cătălin Ureche în sectorul C. Prea mare pe voi? Presiunea e foarte mare pe noi și n-am fost nici lăsat, n-am avut puțină liniște în perioada asta. Am fost telefoane date și la 2 noaptea și la 3 și nu de intimidare, de încurajare chiar. Dar a fost presiune, ce să zic. Băieții acum văd că sunt relaxați, sperăm să nu avem probleme în sanduri, să vină iară să ne strice cineva jocul. Le-am zis la băieți să nu ne bătăm cu apă rece, că nimeni nu și-a arătat adevărata valoare. Noi am mers un pic mai tare ca să demonstrăm încă o dată că merităm să mergem la acest campionat mondial, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Băieții sunt hotărâți, ce să zic, s-ar putea să facem o figură frumoasă și sper să o facem. Strategia n-am schimbat-o pentru că venind la antrenamente, peștele a răspuns la aceeași nadă și nu văd sensul să schimbă. Avem ceva în plus, ținând cont că apa s-a mai răcit puțin, am făcut ceva moșmoandă, să zicem, în plus, dar sperăm să meargă acea strategie pe care am avut-o până în, adică la calificări, de fapt. Clubul Energy din Brașov reprezintă România la acest campionat mondial și este pentru prima dată când pescarii brașoveni îmbracă tricoul primei reprezentative. Africa de Sud este cea mai titrată națională de crab din istorie. Ultimele 4 campionate mondiale desfășurate în Africa de Sud, Franța, Anglia și Italia, au fost câștigate de reprezentativa Springboks.
Anul acesta, în România, sudafricanii încearcă să pună mâna pe cel de-al cincelea titlu mondial. We are so surprised. It is the best organization, the best party ever before in a world championships from FIPS. We are very, very impressed. Fantastic. We are very privileged to have won for 4 years in a row, but this one is going to be very, very difficult. We looked at the lake, we looked at everything, and we think that the Romanian team are definitely with the best chance. And for us to be able to win the Romanian team is going to be very, very difficult. And also many other countries, it's going to be very difficult that knows this area. The fishing here is completely different to what we are used to. But our team are very well prepared and we are very confident that we will do well. But yet we know it's going to be very, very difficult. A7, B13, C20 este grila Africii de Sud, una considerată foarte bună, ținând cont de rezultatele înregistrate la concursurile desfășurate în această vară pe lacul Corbu.